România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Se poartă negocieri pentru un nou guvern și în ultimele ore suntem bombardați cu zeci de informații despre ce s-ar putea întâmpla. Știm că PSD condiționează un guvern minoritar de 10 condiții, dar aflăm și că ar vrea guvernare, la guvernare, cu miniștri. Adică, în plus, ni se spune că acest guvern ar putea dura până în februarie. Asta dacă nu intră ei acolo, așa sună amenințarea PSD. Mai știm că USR acceptă doar un guvern din care face parte și că PNL nu prea pare dispus să refacă alianța asta cu USR. Cel puțin la ora asta se poartă negocieri. Adevărul este că în următoarele ore o să tot asistați la tot felul de perdele de fum. Așa se întâmplă în orice negociere și toată lumea aruncă informații pe piață ca să mai câștige câte ceva. Asta are însă mai puține legături cu viața noastră, da? Haideți să vorbim despre faptele incontestabile. Uite, de exemplu, unul dintre ele. Premierul desemnat al României, Nicolae Ciucă, este un om despre care nu știm mare lucru. Știm că a condus trupe românești în bătălii din Irak și că este singurul general român care a participat la operațiuni de război după al doilea război mondial. Omul acesta are carieră, are o carieră și e clar un personaj mai închegat decât o mulțime de patrioți de Mucava din politica românească. Omul acesta, Nicolae Ciucă, nu e patriot din gură, cum sunt unii la multe partide. Și este clar că are o conduită profesională ghidată de pregătirea sa militară. Nu știm însă, în realitate, cum gândește Nicolae Ciucă despre chestiuni importante și relevante ale societății. Care este abordarea sa în criza sanitară? Cum gândește din punct de vedere economic? Ce zice despre deficite, împrumuturi, taxe și impozite? Unde se situează gândirea sa politică? Dar despre reforma administrației, vrea domnul Ciucă să reducă numărul funcționarilor din România sau crede că funcționăm bine așa? Cum ar vedea școala românească și reformele din jurul ei? Iată, am lansat o grămadă de întrebări pe care sigur că o să le vedem într-un interviu, dar ele nu sunt încă construite în opinia publică. Carierele politice și administrative, în mod evident, se construiesc. Capeți experiență, înțelegi lucruri în timp, dezvolți o viziune socială, una politică, iar situația noastră este că avem un erou de război, dar care nu are experiența și pregătirea necesare ca să conducă o țară. Sau, cine știe, poate va demonstra că va fi un om extraordinar acolo și că asta era ceea ce ne lipsește. Dar, de aici, din lipsa asta de experiență și senzația că domnul Ciucă are și el la rândul ei niște mutări primite în plic și că Florin Câțu și echipa lui încă încearcă să facă jocurile. Trebuie să vă puneți doar o secundă întrebarea cine va alege pe membrii cabinetului. Va avea domnul Ciucă un cuvânt de spus, dar în privința unei alianțe cu PSD, un subiect mult mai sensibil, sau cu USR, ce gândește premierul desemnat? El spune că deocamdată nu e important ceea ce își dorește el. Atunci poate e important ce își doresc PNL și președintele Iohannis. Dar să vezi că nici aici nu suntem singuri. Nu suntem siguri și singuri în niciun caz. De la striglătele de luptă cu PSD este cel mai mare dușman, știți congresul în care s-a zis PSD este cel mai mare dușman, am ajuns la ideea dacă primim sau nu miniștrii de la PSD în guvern. Așa s-au întors apele, n-a trecut decât o lună. Iar în interiorul formațiunii, adică în interiorul PNL, sunt oameni care spun clar, hai cu ei, hai cu PSD-ul, pentru că vom sta la putere până în 2028 și vom putea împărți și bani europeni, și putere, și funcție. Astea sunt situațiile pe care le avem în față și acesta e omul despre care nu știm mare lucru, care va trebui să le lămurească, nu? Asta așteptăm de la un prim-ministru.
Hai să vă spun numărul de telefon și să vă adresez întrebările de astăzi. Poate voi aveți mai multe răspunsuri la aceste dileme. 0372069599. Îl repet ca să ne sune cetățenii români de cât mai departe și cât mai interesați de țara lor. 0372069599. Ce părere aveți, oameni buni? Este Nicolae Ciucă politicianul care poate îndrepta situația din România? Ar trebui să accepte o alianță cu PSD pentru a trece această iarnă, cum îi se propune, măcar pentru a trece această iarnă? Și, de fapt, cum credeți voi că se va încheia această criză? Căci eu unul nu sunt sigur și tare mie că nici alții nu au un plan. Dar sunt sigur că mai multe minți la contribuție vor găsi un răspuns la toate lucrurile astea. Așa începe la noi săptămâna în România, cu incertitudine și necunoscute. 0372069599. Emisiunea asta este și pe Facebook la Europa FM. Eu o să mă uit și la mesajele de acolo și împreună încercăm să dăm un răspuns la ce v-am întrebat. Florin, ești primul, salutare, vorbești la România în direct. Salutare, Cătălin. Sunt foarte multe întrebări pentru noul premier, despre care nimeni, cred că cel puțin noi, nu știm, noi ca și popor, ca și nație, nu știm nimic. Și cred că întrebări ar fi încă 100 de mii. A, sigur, eu doar am vrut să ilustrez, nu doar, te mă aduc întrebările mele. Da, sigur, nu știu dacă e vorba de întrebări, pentru că nu o să ne răspundă nimeni punctual la ele. Cred că soluția pentru a avea răspunsuri la întrebările despre orice prim-ministru ar fi tocmai audierile care se fac pentru miniștri. Primul ministru de ce nu ar fi audiat? Ca să aflăm și noi ce strategii dorește să adopte, dacă este capabil să coordoneze o echipă de miniștri care uneori, iată, trebuie să sunt din mai multe partide. Asta cred că ar fi soluția pentru a ne răspunde la întrebări. El e audiat cumva în plen, adică dezbaterea aceea parlamentară e un fel de audiere, că știi cum e acolo, vine cineva, da, spune... Da, doar că noi nu avem acces acolo, nu-i așa? Avem acces la televizor. Sigur că în comisie ar fi mai interesant. Și eu aș vrea, sincer... Bineînțeles. Știi de ce că... v-am expus lucrul ăsta? O secundă, vreau să te întrerup. Eu cred, sincer, că și în politică se construiesc cariere. Nu cred în oameni providențial. Tuturor ne scapă lucruri. Adică, de asta pun întrebările astea legate de domnul general, pe care îl respect enorm pentru activitatea sa militară. Dar una e una, alta e alta. În fine, te ascult, scuză-mă. Da, în fine, acolo întrebările, deci eu sunt adeptul profesionalismului, ca să zic așa, și sunt multe chestii pe care nu le înțeleg, de exemplu, cum a putut să ajungă un prost șofer ministru al muncii și alte chestii de genul ăsta. De ce nu avem miniștri care să, adică să avem prin lege miniștri care să aibă studii în domeniul respectiv, să aibă experiență în domeniul respectiv. Punem pe oricine că așa e politica. Ești în politică, ești în... Ai fost șofer, te fac ministru. Ai fost portar, te fac, nu știu, șef peste o instituție. Și așa mai departe. Da, domnul, din punctul meu de vedere, ca să mă apropie un pic de subiect, probabil că domnul Ciucă este, sau ar putea fi, de fapt, o soluție pentru actuala criză politică, dar depinde cât de mult știe să fie flexibil. Pentru că știm că, în general, militarii de carieră și mai ales la o funcție atât de înaltă, nu știu dacă sunt obișnuiți să accepte și alte opinii, să poată coordona o echipă formată din mai mulți miniștri. Și după cum se vede, nu știu, mie mi se pare că domnul Ciucă este doar un pion în momentul de față. Pentru că domnul Cîțu i-a recomandat să nu lase nimic, domnul Ciucă a executat. Și, sincer, pare doar un pion. Întrebarea este de ce s-ar înjose un om militar de carieră în felul acesta. Și cred că actuala criză politică se va prelungi. Nu vor obține votul, pentru că PNL vrea ciolanul doar pentru el. Ca să zic așa, USR-ul a arătat că poate să facă. Și atunci, prin contrast, PNL oricum va scade în sondaje. De fapt, s-a și întâmplat, a și scăzut, da, în sondaje. Da, ai dreptate. Cel puțin câte se vede. Și va ajunge... Eu îți înțeleg. Mă bucură, pentru că până acum, atât vreau să mai zic momentan, până acum alternativa PSD, alternativă viabilă și reală era PNL. În momentul de față PNL-ul va ajunge tot la groapa de gunoi, că probabil acolo e locul.
Pentru că n-a demonstrat nimic altceva. Asta încă decât nu știu. Că au același comportament. Au ajuns exact în aceeași situație cu PSD-ul. Eu totul în rest este doar populist. Lumea se grăbește, îți mulțumesc tare mult, Florin. Eu zic că lumea se grăbește când zice că PNL va ajunge în groapa de gunoi a politicii. Știți de ce? Pentru că politicienii, în general, știu mai bine lumea asta românească decât noi. Adică fac și multe greșeli, dar uneori și de foarte multe ori apasă pe niște pedale pe care le cunosc foarte bine și știu până unde să împingă lucrurile. Cel puțin asta cred eu în momentul ăsta, da. Hai să vedem că s-a mai întâmplat. Marian, salutare! Salutare, Cătălin! Ești la Europa FM. La toată lumea. Știi ce n-a pomenit Florin? N-a zis nimic de posibilitatea unei alianțe cu PSD. Uite, dacă ai fi domnul Ciucă, ai fi de acord ca să intri într-un guvern cu PSD-ul? Nu, dar nu cred că asta depinde de domnul Ciucă. Sincer. Vrem să-i facem o analiză scurtă. În partea profesională, general de armată, erou de război, experiență foarte bună, nu cred că are cineva ce să-i reproșeze. În partea de politică, uităm, menționați mai devreme faptul că politicienii văd, simt poporul și fac anumite acțiuni astfel încât să aibă o direcție. Nu, nu. Noi nu mai avem politicieni de carieră de ceva timp. Asta este motiv pentru care eu nu aș intra în politică. Că nu mă pricep la așa ceva. Da? Nu, noi acum avem o adunătură de oameni cu diverse interese. Că au fost jurnaliști, că au fost funcționari eterni în niște funcții. Și da, nu cred că domnul Ciucă, dacă va ajunge în fruntea guvernului, va produce o mare schimbare. Nu, nici nu am nevoie de audier sau... Cel mai recent eveniment în care o declarație de a dumnealui a fost retrasă de pe postul de pe site-ul public. Despre site-ul radioului public. Stai să explicăm un pic. Da, am încă. Pentru cine nu știe, domnul Ciucă a declarat cu ceva ani în urmă că el niciodată nu o să intre în politică. De-aia e bine să nu zici niciodată că nu știi unde te duce viața. Oamenii se schimbă. Declarația aia consemnată pe site-ul radioului public, domnule, a dispărut, înțelegi? Acum radioul public face o anchetă pentru că ei zic a intrat cineva din afară. Mă rog. Da, nu este important ce zice radioul public, este important ce face domnul Ciucă. Și domnul Ciucă nu are absolut nicio reacție la acest lucru. Și asta o să observăm și dacă ajunge premier. Putem să presupunem că este general și așa oamenii știu să execute. Da? Când de fapt are o slugărnicie de aia de la stat în care, bă, a venit șeful, hai să-l facem să arate bine. Da? Și este de acord cu lucrul ăsta. Și n-am avut nicio declarație în sensul în care, na, că și noi, omul că trăiește învață. Bă, acum 3 ani am fost bătut în cap. N-am știut ce zic. Da? Am crescut, am învățat. Da? Și așa o să fie. Faptul că a declarat nu este important ce vreau eu ca premier. Serios? Atunci putem să punem și, nu știu, un mapet acolo, dacă nu este important ce vrea omul respectiv pus în funcție. Deci tu privești situația cu mai curând dezamăgire și neîncredere. Până la urmă însă un om antrenat să ia decizii, un om care... Eu încerc să iau, să fiu cât mai optimist și să încerc să scot ce e bun dintr-o situație neplăcută, dar asta am și început. Vă urez sănătate și aveți grijă de voi și de cei dragi. Cam asta e zona ce putem face în momentul de față. A aștepta un politician, noi nu avem politicieni. Să rezolve ei vreo criză? Nu. Hai să ne uităm în oglindă și nu. Da. Dai, cum discutăm să zic? De PNL și PSD. Da, PNL-ul și PSD-ul până acum ceva timp, singura diferență între cele două formațiuni era aceea că PNL-ul nu făcea grup, nu ieșeau pe scări cu infractorii, PNH-ul, da. Să-l protejeze că nu puteam să mergem în judecat. Deci,
ceea ce îmi spui în momentul... Au renunțat la lucrul ăsta. Că adică PNL și PSD... Stai o secundă. Deci PNL și PSD, pentru că voi toți spuneți că e aceeași formațiune, ar putea să meargă în mod natural către ideea de a face un guvern. Da, știi vorba aia din 91. Am găsit PSD la PNL. Da. Da, face natural, numai că e vorba de percepție, pur și simplu. Hai, nu putem, după ce s-au rățuit la noi și ne-au făcut în fel și chip cei de la PSD, să ne ducem acolo să fim, a zis șeful, băieți, intrați la brânare, lasă trăiți. Trebuie să părem și noi că am pus 10 măsuri, că măcar așa de... Cum crezi că se va încheia toată trășenia asta? Nu știu dacă se va încheia. Toată trășenia. Vezi, tăcerea ta... O vor lungi eu și atunci... Până unde să o lungească, că n-au decât 10 zile. Domnul Ciucă trebuie să depună un guvern în 10 zile. Dar știți, îți mulțumesc tare mult, Marian. Știți ce e semnificativ în povestea asta? Tăcerea lui Marian. Da? Cum se va încheia această tărășenie? Niciunul dintre noi în acest moment nu simte că ne îndreptăm cu siguranță către ceva. Ce se întâmplă în acest moment este mai mult decât o criză politică. Este o criză profundă de încredere. Este un moment de stupefacție al cetățenilor onești și așezați din această țară. Oameni care așteaptă niște răspunsuri ferme la niște chestiuni care altminteri ar fi fost simplu de rezolvat. Da, puteți să mergeți împreună. PSD și PNL sunt partide care vin din aceeași negură a istoriei, adică de 30 de ani încoace, au multe lucruri în comun, au aceeași viziune asupra administrației din România. Poate lucrurile care îi diferă sunt lucrurile economice, adică, domnule, cum mărim pensiile și cât dăm la alocații. Dar în rest v-ați întâlnit în atât de multe puncte de vedere încât de ce să nu o faceți? Iar istoria recentă v-a dat și dreptul să o faceți, că aveți un USL format acolo, nu? Până la urmă, aveți de unde porni. Cristian, salutare! Bine ai venit la România în direct! Salutare și multă sănătate tuturor! Eu trăiesc un moment de deja vu. În urmă cu 10-11 ani, cineva scotea dintr-un joben un primar de la Sibiu și ni-l prezenta pentru prima oară pentru un post de ministru, ulterior de prim-ministru și, ce să vezi, a devenit președinte. Crin Antonescu era omul care făcea treaba asta, săpându-și groapa politică, așa, domnia sa n-a văzut ambițiile prezidențiale ale lui Klaus Iohannis. Așa știm, așa credem, sau astăzi ni se prezintă tot cu un ambalaj de marketing, un general care peste 3 ani își va depune candidatura prezidențială. Nu m-am gândit deci, nicio secundă. Serios vorbesc. Argumentează. Păi, n-am prin ce să argumentez decât prin istoria recentă și prin faptul că noi ca nație nu înțelegem și nu vrem să învățăm din lucrurile care se repetă. Nu vrem să învățăm și de 2 ani de pandemie privim un DSU cu o conducere de DSU care pierde morți, pierde hotărâri de guvern și publicarea lor în Monitor oficial. Nu ni se spune nici până la acest moment câți au fost trecuți prin boală ca să-i adunăm sau să-i scădem sau ce naiba trebuie să facem cu ei vis-a-vis de vaccinați. Avem în continuare un secretar de stat care se bâlbâie împreună cu un prim-ministru care este încă la guvern și ba am învins pandemia, ba trebuie să luăm măsuri deosebite. De ce nu este generalul Ciucu pus șef la DSU și se aplice ca în Portugalia pentru o perioadă de timp în stare de alertă tot ce a învățat și s-a pregătit în anii de școală militară și ulterior de front. Nu știm dacă suntem se pricepe la chestiunea asta. Adică, mă rog, știi tu cum e. Armata și sănătatea poate nu merg mână-mână. Habar n-am. Nu știu. E și asta o ipoteză. L-au numit prim-ministru. Conduce și chestiunea respectivă.
Deci, uite, în câteva zile se va rezolva. Acum, altfel, iau așa cu un pic de sare, cum ar spune englezul. Adică un pic de îndoială toate afirmațiile pe care le spui și te-aș aduce înapoi la subiect. Înțeleg că nu îi dai un mandat așa în alb, un cec în alb domnului prim-ministru desemnat. Am 53 de ani, lucrez în domeniul privat, am trecut prin corporație și știu că nimeni nu te angajează undeva fără experiență. Ok. Dacă o face, atunci doar ești un panou publicitar, așa cum spuneați și voi mai devreme. Cine stabilește lista de miniștri? O stabilește generalul Ciucă? Pe ce criterii? Sau îi se dă mutarea în plic? Face generalul astăzi negocieri cu PSD-ul? Sau le face partidul? Hai să fim serioși, încă o dată. Totul este ambalat și ni se vinde în continuare sub o formă de încercare de a rezolva ceva. În acest moment, acest guvern, în afară de faptul că nu dă ordonanță de urgență, ceea ce nu este rău, este așa. Un guvern care poate să îl prindă și martie. Da. Potrivit legii, da, încă mai putem asista la interimate de genul acesta. Ai dreptate. Adică și putem să nu asistăm la alegeri anticipate. În fine, acum... Și atunci, de ce să nu cred eu că tot ceea ce se întâmplă acum, dacă nu este o perdea de fum, este un lucru premeditat și nu pentru mâine, ci peste 3 ani. Peste 3 ani, de fapt, sunt primele alegeri. Fiindcă nimeni nu o să ajungă la alegeri anticipate, să fim serioși. Nu e, cum să zic, nu e absurd să ne gândim mereu la planuri de viitor, știi? I-am auzit și pe oamenii din PNL vorbind de un guvern ulterior acestuia, denumit guvernul cel mare, guvernul de după iarnă, adică iarna e de sacrificiu și la vară facem un nou guvern, la primăvară. Nu e absurd să te gândești că ai treabă peste 3 ani și atunci o să avem o putere extraordinară? Ăsta a fost tot mandatul domnului Iohannis. Adică tot a așteptat să vină o forță politică, una care să-i sprijine planurile și când a venit forța asta politică, s-a făcut praf coaliția respectivă. De asta mi se pare, cum să zic, contraproductiv ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Nu există o forță politică atâta vreme în care discutăm de grupări în PNL, discutăm de grupări în PSD, constatăm că a trecut un congres peste USR și, să fim serioși, că a lăsat urme în urma alegerilor și ușor, ușor dezbină și cucerește. Este un proverb sau un dicton pe care cineva îl folosește. Haideți să punem un pic lucrurile cap la cap. Dacă există dezbină și cucerește și există un proiect de marketing, unde în altă parte ar putea să ajungă decât peste 3 ani? Restul este o iarnă grea, cu facturi imense pe care nu o să le deconteze nimeni, cu morți de care toată lumea se spală pe mâini, nimeni nu mai știe ai cui sunt, ba au fost ai USR-ului că au avut 2 miniștri ai sănătății incompetenți, ba au fost sau vor fi ai DSU-ului, depinde cine ce hotărăște și cine va fi vinovatul, scriptic sau real, și așa mai departe. Politicienii totdeauna s-au spălat pe mâini de chestiile astea și cine stă acum în banca lui este doar un mod de a se proteja, de a nu ieși în public. Dar în rest, nu s-a schimbat nimic. Singurul care a gestionat o criză a fost criza din 2008-2010. Nu sunt un fan Băsescu, dar fără măsurile de atunci, nu respiram acum. Da, astăzi, ai dreptate. Nimeni nu vrea să ia măsuri ca atunci. Ai dreptate aici, îți dau întru totul dreptate. E foarte multă lume care spune astăzi, nu sunt un fan Băsescu, dar... Asta a ajuns o vorbă în România. Sorin, salutare! Ești la România în direct.
Crezi că o alianță cu între PNL și PSD ar fi de bun augur? De ce nu? Păi, te întreb. Acum trebuie să-și argumentezi. Dumneavoastră mi-a spus întrebarea, deci dumneavoastră trebuie să argumentați. Eu doar am spus că de ce nu. În fond și la urma urmii, întrebarea emisiunii era ce și cum cu domnul Ciucă. Da, sunt două întrebări pe care vi le-am adresat astăzi. V-am întrebat așa, dacă domnul Ciucă e alegerea potrivită și dacă ar trebui să accepte o alianță între PNL și PSD. Te ascult. Teoretic ar trebui să fie, ca să răspund la prima întrebare, teoretic ar trebui să fie o alegere bună. În sensul că fiind militar știe să dea și să primească ordine. Și din punctul ăsta de vedere, dacă e așa cum antevorbitorii au vorbit, că ordinele vin de fapt din altă parte și vin de la alt palat decât Victoria, atunci este evident că domnul Ciucă este persoana cea mai îndreptățită să conducă guvernul, pentru că teoretic e un bun executant. Asta, părerea mea, ești ironic aici, nu? Adică ești ironic. Ok, da. Mulțumesc. Da. Asta am vrut să lămuresc pentru toată lumea. Părerea mea este următoarea. Că, de fapt, politicienii români, pentru că, în fond și la urma urmii, nu primul ministru face cabinetul, ci partidul din care face parte. E o nebunie să credem că vine cineva și spune partidului, eu sunt cel care fac, ne aleg eu oamenii. Nu, partidul funcție de susținere, pentru că altfel te duci în Parlament să ceri susținere și dacă cei pe care i-ai dat la o parte la formarea guvernului te vor sancționa acolo, e evident. Deci, da, cabinetul de miniștri este făcut de către partidele care vor da și susținerea în Parlament. Întrebarea este dacă domnul Ciucă este persoana care poate să execute ordine și dacă poate să le ducă la capăt. Că, de fapt, despre asta e vorba. Noi, cu politicienii români, ne-am cam lămurit că promit foarte multe în campanii, promit foarte multe la instalarea diverselor guverne și nu livrează nimic. Dar absolut nimic. Așa a făcut și actuala coaliție. Și de ce ai speranțe mai mari? Pentru că e militar și pentru că atunci ar trebui să ia din 10, să zicem... Deci, toată chestia asta cu domnul să vedem ce vrea să facă. O să vrea să facă ceea ce vrea PNL-ul să facă, de fapt, și PSD-ul, dacă merge cu PSD-ul. Dacă merge cu USR-ul, ce vrea USR-ul. Pentru că programul de guvernare pe care Ciucă trebuie să-l prezinte este programul de guvernare a unui partid, nu al lui Ciucă. Ciucă nu e acolo decât un executant. Și cum prim-ministri pe care i-am pus de-a lungul anilor pe aici nu trebuie să aibă o viziune asupra modului în care se dezvoltă România? Eu nu spun, nu trebuie eu să nu dea spun. Direcții? Domnul Cătălin, eu nu spun că nu trebuie să aibă. Eu spun că programul de guvernare nu este făcut de primul ministru. Programul de guvernare este programul de guvernare a unui partid sau unui grup de partide, sau un număr de partide care ajung la concluzia. Nu e nicio diferență, domnule. Putem să-l punem și pe Ciucă, și pe Câțu. Atunci nici doamna absolut. Dăncilă nu e o problemă. Că până la urmă domnia sa... Dăncilă. Absolut. Nu. Era o problemă doar când deschidea gura. Asta, da, asta e. Da, da. Și toată lumea era supărată pe chestia asta. Dar din punct de vedere politic, deci eu discut... Da, eu înțeleg ce spuneți, doar că asta este, cum să zic, o construcție teoretică. Viața ne arată că liderii sunt cei care iau decizii, chiar și în cadrul programului de guvernare, cum ar fi spus doamna Dăncilă. Ce mai face? Acum... Aici avem o mică problemă. Deci este clar că noi avem liderul la Cotroceni. Problema este că liderul nu e la Victoria. Liderul este la Cotroceni. Da. În momentul în care un alt leu tânăr a ieșit în peisaj, și mă refer la USR, în momentul ăla, normal că leu bătrân și-a apărat teritoriul. Și s-au luat la păruială. Din păruiala asta,
a câștigat ăsta bătrân, pe moment. Dar meciul are mai multe reprize. Ideea este că ce facem noi acum? Hai să trecem la punctul 2 din întrebare, pentru că din punctul ăsta de vedere, domnul Ciucă va face ceea ce la final cei care îl votează în Parlament îi vor cere. Foarte interesant. Vă mulțumesc tare mult. Știți, păi cu argumentul ăsta domnul Ciucă poate să vină să spună: domnule, eu fac o alianță cu PSD. Eu n-am spus niciodată că nu mă aliez cu PSD. Pentru mine e o chestiune convenabilă. România trebuie să meargă mai departe. E un moment de criză. Asta e. Merge mai departe. Dacă ăsta e argumentul. Salutare, Dan. Ești la România în direct. Bine ai venit. Vă salut și... Mă bucur că am reușit să intru. Referitor la întrebarea noastră dacă domnul Ciucă va avea sau nu va avea sort de izbândă, din nou cred și eu că nu va avea, pentru simplu fapt că a fost ales de acei oameni îndoielnici care vedem astăzi pe scena politică. Și un pic îmi pare rău că vorbiți așa de urât despre cei din PSD, pentru că nu s-au dovedit deloc mai buni ceilalți, absolut deloc. Și încă ceva. De ce am zis urât? Stați un pic. Așa, așa cu puțină desconsiderație și când ați făcut intro-ul la emisiune. Stai să văd ce am zis. Cu desconsiderație față de PSD, adică... Trebuie să spuneți ceva deranjat, că așa aveți doar o impresie. Nu, atitudinea, pentru că PSD-ul a făcut doar rău, are oameni răi. Vreau să vă spun încă, cu respect, lucrul ăsta începe să-mi pare rău după doamna Dăncilă, vă spun sincer. Asta e foarte interesant. Da. Păi o aveți la Banca Națională. Să știți că tot pe banii dumneavoastră nu, ia decizii. Nu, vă rog, nu, din nou aceeași răutate. Să știți că nu au dovedit deloc ceilalți că au fost mai buni. Stați și eu doar asta am vrut să spun. Dumneavoastră, nu mă mir. Dumneavoastră îmi ziceți că dacă ăștia de la PNL sunt proști și ăștia de la PSD sunt proști, eu ar trebui să vorbesc cum ar trebui să vorbesc cu ei? Să dar le acord de ce respect. Sunt proști? Păi, nu știu. Uitați-vă așa. Și dumneavoastră, proști... Nu, eu mă uit acum la ce se întâmplă acum în zilele noastre. Sunt aceștia mai puțin... Și vi se pare că am avut o atitudine mai, cum să zic... Da, un pic răutăcioasă, Și la adresa PNL sau altor partide am avut o atitudine... Dar nu aveți așa, nu aveți așa. Înțeles, ascult emisiunile dumneavoastră de foarte mult timp. Vi se pare că sunt un prieten al cuiva, așa... al PNL-ului. Mie cel puțin așa mi se pare. Aha, dar nu asta era tema discuției. Dar e foarte era interesant dacă... așa ca percepție, pentru că pă, dumneavoastră l-am lăsat. Da, e important pentru noastră. Da, e important pentru mine. Mă gândeam că cei de la PNL mi-au trimis nenumărate mesaje de prietenie în ultima vreme și n-am înțeles de ce. Că domnul Câțu a fost zburătăcit pe aici prin emisiunea asta. Domnul Iohannis la fel. Cred că am prezentat 100 de liste de sute de greșeli. Da. Dar emisiunile făcute pe baza dezvăluirilor Recorder v-au plăcut? Unele da, unele nu. Am înțeles. Să știți că în general am o părere proastă despre clasa politică din România. Doar că ar trebui să fie un pic în aceeași măsură și într-o parte și în alta. Acum, nu asta am vrut să spun. Eu v-am spus, nu dau nicio șansă tocmai din cauza asta, pentru că oamenii îndoielnici care sunt acum în fruntea țării nu au cum să facă lucruri bune pentru noi și pozitive. Și în mod special, chiar dacă deranjează, presa îi susține foarte mult și pe noi, ca și nație, asta ne deranjează foarte mult. Nu mai știi în cine să ai încredere în zilele noastre. Nu mai știi cine spune adevărul. Nu vă dau doar de câteva detalii. Gândiți-vă de anul trecut, din martie, februarie-martie, câte minciuni s-au spus. Unde, domnule? Câte minciuni s-au spus vis-a-vis de pandemie, vis-a-vis de vaccin, vis-a-vis de spitale, vis-a-vis de tot. La acest microfon? Și atunci în cine să mai... Cum? La acest microfon? În general vorbesc, nu am spus că... Păi dumneavoastră vorbiți cu mine. Da. Deocamdată. Dacă vă amintiți, mai în primăvară am avut noi doi o discuție vis-a-vis despre vaccinuri și temperaturile la care au fost aduse și la care se administrează. Amintiți-vă, vă rog, de acea emisiune. Deci, unde-i adevărul? Unde-i limita până la care se poate merge?
nu înțeleg nici acum ce e cu temperatura vaccinurilor, adică dumneavoastră aveți... Păi amintiți-vă cât mi s-a spus că trebuie aduse la minus 80 de grade și după aceea să hotărâm că le administrăm pe marginea drumurilor la niște grătare bine puse la punct. Aoleu, dar n-ați înțeles procedura. Da, nu am înțeles, sigur că nu am înțeles, noi nu înțelegem. Important să înțelegeți dumneavoastră și să ne transmiteți informația corectă. Păi e corect, da, se aduc în niște recipiente speciale până la frigidere, unde alea Pfizer pot să stea vreme de 6 zile la o anumită temperatură. Da. După alea 6 zile... Ok. Deci... Eu mi-am spus doar punctul de vedere, vă rog să nu vă supărați prea tare. V-ați spus o percepție pe care îmi dau seama acum că, sigur, e percepția noastră și astea sunt greu de strunit. Da. Pentru că se adună și date și elemente în timp. Dar nu înseamnă că aveți dreptate. Corect, corect. Nu înseamnă că aveți dreptate. Corect, dar nici că dumneavoastră aveți dreptate, nu-i așa. Eu sper că măcar am înțeles cum funcționează transportul vaccinurilor. Și puteți să-mi faceți un reproș că nu l-am explicat mai bine. Dar acum am încercat să fiu cât se poate de scurt. Astăzi era vorba de domnul Ciucă. Da. Păi nu știu, dumneavoastră ați ajuns la vaccinuri. V-am spus și părerea mea despre domnul Ciucă, care e foarte clară. Domnul Ciucă este un militar experimentat și un politician cu zero experiență. Iar dumneavoastră, din preambulul meu, ați reținut că am ceva cu PSD-ul. Spunând că Ciucă nu e o numire potrivită în fruntea acestei țări, veniți și îmi spuneți, ați vorbit urât de PSD. Ok. Deci, mi se pare că ne-am înțeles. Da. Okay. Și despre PSD o să vorbesc urât, așa cum spuneți dumneavoastră, cu ghilimelele astea, până în momentul în care au să-și ceară niște scuze pentru toți infractorii pe care i-au suit la masa bunului Sims din România. Ceea ce alte partide... Nu la nivelul ăsta. Nu la nivelul ăsta. Există niveluri. Da? Există niveluri de percepție și există niveluri de infracționalitate. Și PSD a făcut multe lucruri complicate. Domnul Grindeanu în care să dea niște explicații. Ok. Bun. Și despre doamna Dăncilă, de care vă e dor? Nu e dor. De ce să vă fie dor, domnule? Am zis că începe. Păi, dar cum? Dar doamna Dăncilă e acolo, domnule, la bancă. E pe bani publici. Ia decizii pentru dumneavoastră. De ce să vă fie dor? Da? Vi nu se pare că numirea... Nu, de nu stați un pic. De fiecare dată când cineva vă spune altfel lucrurile decât ați vrea dumneavoastră, un pic vă ieșiți din pepen și nu e normal. E o emisiune, cred, care ar trebui să fie echidistantă. Adică dumneavoastră credeți, dumneavoastră credeți că eu sunt de acord cu toate lucrurile pe care le aud aici și le ascult în... Păi, despre ce e vorba? Nu, îmi ies din pepen, îmi ies din pepen când sunteți incorrect. Nu am fost deloc incorrect. Nu. Bine, ok, n-ați fost. Ok. Bine, spor la treabă vă doresc. Sănătate vă doresc. Ne mai enervăm în emisiunea asta. Unde suntem? La linia 10? Da, la linia 10? Cred că e... Nu, e Marius pe 12. Salutare. Bună, domnul Striblea, Marius. Salut. Bună, Marius, bine ai venit. Mi-a mai venit inima la loc trecând pe lângă un centru de vaccinare aici în Arad și văzând, hai să spunem, coadă. Dar e o coadă constantă de acum 4-5 zile. Ok. Vis-a-vis de domnul Ciucă. Da, vă rog. Asta vreau să vă întreb. În discuția noastră înseamnă ce anume? E bine. Mai avem o speranță. Poate era bine să-i întrebăm și pe oameni, să-i întrebăm la un moment dat. Dar mie îmi place că îi văd la centrele de vaccinare și nu are rost să-i întrebăm acum de ce o face. Fiecare și-a ales momentul potrivit pentru el. E un moment în care nu are sens să gândim sau să întrebăm de ce acum și nu altă. Foarte bine că o fac. Hai să vedem, hai să ne auzim să zicem de domnul Ciucă. Da. Păi, în antiteză cu antevorbitorul meu, eu vreau să spun că, deocamdată, domnul general Ciucă a trebuit creditat cu mult mai multă, cu mult mai mult optimism, atâta timp cât l-am putea compara așa, pentru că domnul dinainte a cerut cu doamna Dăncilă, să fim sinceri. Bun, aici să nu deviem de la subiect, de la domnul general Ciucă. Unul dintre antevorbitori mi-a plăcut că a pus în discuție acel incident de pe site-ul Radiodifuziunii Române. Așteptam
și poate nu-i prea târziu ca domnul Giaciucă să aibă o intervenție vis-a-vis de incidentul respectiv, pentru că dacă astăzi nouă ne lipsește ceva, este încrederea. Încrederea în autorități și, până la urmă, și încrederea unul în celălalt. E o problemă mare de încredere. Fiind din Arad, obișnim să mergem mult în Ungaria. Nu vreau să fiu rău, dar avem multe de învățat de ceea ce se întâmplă dincolo de graniță. Inclusiv cu faptul că cei din Szeged ne-au deschis ușa și putem învăța cum se poate astăzi trăi fără mască, fără restricții, într-o societate nu neapărat cea occidentală, cea de lângă noi. Sunt 20 de kilometri până acolo. Da, sper ca domnul Ciucă să fie persoana, vă mulțumesc tare mult, sper ca domnul Ciucă să fie persoana care poate să facă asta, să restabilească încrederea. Ceea ce ați remarcat voi foarte bine astăzi este faptul că o poate face începând de la incidentul acela care sigur poate părea banal, dispariția unei știri, dar poate are domnul premier desemnat un gând să ne explice cum s-a produs răzgândirea intrării în politică și cred că ar fi lucruri de spus despre asta. La fel, domnia sa trebuie să ne spună și despre intențiile pe care le are în diverse zone ale societății românești și, de asemenea, așteptăm să ne spună care sunt măsurile pe care le vede el mai bune și mai proaspete și mai aplicate ca să rezolvăm această criză. Și da, ar trebui să ne spună în definitiv dacă soluția unui guvern cu PSD este cea corectă. Poate pentru foarte multă lume reprezintă o rezolvare. Poate, cine știe, nu e o dramă atât de mare decât din punct de vedere al imaginii. Vedeți, astea sunt întrebări la care întreaga clasă politică sau partidele astea două trebuie să răspundă. Dar, în primul rând, personajul principal al zilei. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Vă spun spor la treabă! Participă la